Dragi abonați, stimați privitori și rătăciți pe acest canal. Astăzi avem încă o hibridă. Mai avem câteva exemplare postate pe canal, dar pe lângă unicitatea combinației disponibile pe mașină, vreau să mai aduc în atenție și, după umila mea părere, cum ar trebui să ne comportăm la o negociere, să zicem. Dar din ce punct de vedere, nu al meu, al consilierii, ci în calitate de cumpărător. Bun, ca de obicei, așa cum știți, am fost contactat pe e-mail, mi s-au trasat criteriile, bugetul, modelul, motorizarea. În principiu, să aibă un nivel de echipare mai bogat. Și acum putem să vedem despre ce este vorba. Avem un Lexus UX 250H și pe lângă faptul că e o combinație, respectiv o culoare foarte interesantă, rară, întrucât până în acest moment nu am identificat încă un exemplar cu această culoare. Vorbeam de combinație și combinația se referă culoare exterioară, culoare interioară. Și haideți să vedem despre ce este vorba. Ia imaginați-vă, văzând-o de la depărtare, metalizat și alcantara de culoarea coniacului sau a tutunului, să spunem. Bun. Cred că, indiferent ce aș mai spune după ce vedeți această combinație, veți avea același comportament ca și proprietarul. Din ce cauză? Bugetul a fost unul generos, dar bineînțeles că acest exemplar era mult mai scump. Și, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, avem anunțul. Priviți ce încadrare i-a făcut dealerul, Cabrio Roadster. Deci, departe de adevăr. 14.000 de kilometri, 29.000 de euro. Bineînțeles că bugetul era mult mai mic, dar această combinație pur și simplu te vrăjește. Au mai fost exemplare identificate. 28.490 nu se vede în poză, pentru că este un alb negru, dar este un albastru. Cam ciudățel albastru recunosc. Și încă unul. Bun. Acesta era mult mai, un buget mult mai mic. Nu foarte mult. Bun. Bineînțeles că printre criteriile numerate de actualul proprietar se număra și un număr de kilometri cât mai mic. Dar, având în vedere că acest model este lansat în 2019, nu puteau să aibă un kilometraj foarte, foarte mare. Spre deosebire de alte mașini, motorizările hibride suferă atunci când nu au un kilometraj adecvat. Din ce cauză? Ia gândiți-vă cum erau telefoanele Nokia acum 10 ani de zile. Îl luai și îl băgai în priză și nu se încărca imediat, dura puțin. Acumulatorii tind să se îmbătrânească, mai ales în condițiile în care nu o utilizezi relativ des. Relativ des nu înseamnă să mergi neapărat în fiecare zi, dar este recomandat. Dar să nu faci pauze foarte mari și să fie parcată la soare. Într-adevăr, nu este vorba despre Germania, unde temperaturile exterioare pe timpul verii nu sunt atât de ridicate cum sunt la noi. Revenind la acest exemplar, fiind vrăjit de combinație, actualul proprietar nu a avut răbdare să încercăm să obținem ceva de la dealer. Într-adevăr, a fost și o inflexibilitate a vânzătorului, în sensul că mașina, apărând recent, nu apucase să stea anunțul foarte mult și automat nu a dorit să facă nicio reducere.
ba mai mult, fiind vorba și de obținerea numerelor, cerea să fie prezent cineva la țulasul muștele pentru eliberarea acestora. În pofida argumentării și furnizării documentelor necesare, respectiv formularul SEPA, formularul Volmacht și celelalte documente necesare, pur și simplu dealerul, reprezentantul dealerului, l-a luat pe nu în brațe și a așteptat. Normal că a așteptat ca banii să intre în cont și ulterior nu a mai făcut niciun demers. Astfel încât mașina a ajuns pe platformă în România. Și haide să îi dăm un ocol. În ultima perioadă se poate observa că mașinile încep să aibă culori la jante de mai închise, nu acel argintiu, ci au trecut de la un gri deschis la un gri închis. Adevărul că la acest kilometraj nici nu poate fi vorba de altceva decât de o stare tehnică impecabilă. Anvelopele made in Japan, iar ca dot săptămâna 7 din anul 2020. Și sunt anvelope Bridgestone Turanța T005A. Cred că am mai precizat într-un clip, în 2021 Bridgestone a fost producătorul numărul 1 atât pentru anvelopele de vară, cât și anvelopele de iarnă declarat de către ADAC. Inscripția hibrid o știm. E un trademark al celor de la Lexus. Și așa cum ați văzut și la celelalte exemplare, aceste praguri îmbracă șasiul și astfel când te urci nu te murdărești, întrucât această zonă este curată. Și indiferent de lungimea hainelor, rochii, trenci, orice altceva, nu riști să le murdărești. Și bineînțeles, chederele acestui producător, pe care le regăsim pe toate ușile. Trecând la interior, e foarte interesantă nuanța. Dacă acolo avem alcantara, aici avem piele normală. Și aici avem o pâslă, astfel încât să nu zorne dacă ne pică o monedă sau ceva, un pix, ceva dur. Dar această pâslă nu se mai regăsește, din păcate, și aici. Așa că atenție la zgomotele din interior, să identificăm dacă ele provin din acea zonă sau nu. Culoarea se regăsește și la țesătura imitației de piele, iar cotiera este îmbrăcată în același material ca și zonele pe care cotul se sprijină pe uși. Iar sistemul multimedia se cunoaște că este de data mai recentă, fiind mai intuitiv decât cel de pe Lexus NX 300H. Iar Bogdan o să pună în colțul din dreapta sau din stânga link spre acele clipuri. După cum se poate observa, pe aceste șine, și cel mai bine se observă pe partea opusă, se pot adapta traverse pentru montarea unor cutii tiule. Acest lucru este protecțiile de la ștergătoare. Le-am observat și la Toyota. Și o să vă rog să spuneți voi în comentarii de ce credeți că există. O să fie un stop cadru și o să continui eu cu explicația. Atât din punct de vedere aerodinamic ajută, dar mai ales și pentru protecția lamelei de cauciuc,
pentru a oferi cât mai mult de razele solare, de a o împiedica să sufere datorită intemperiilor. Și aici, în parbriz, avem zonă pentru încălzire. În momentul în care se apasă butonul din bord. Acest lucru este, l-am văzut atât la Lexus, cât și la Subaru. Apeși, iarna, aici se dezghează și aceste ștergătoare lamele sunt eliberate, astfel încât să nu forțezi să se rupă motorașul. Avem, bineînțeles, atât fază de întâlnire, cât și fază lungă LED, lumini de zi LED, senzor de parcare pe față, iar așa cum ne-a obișnuit Toyota, proprietarul, deținătorul firmei Lexus, pentru modelele hibrid avem această culoare albastră în jurul siglei. Spălător de faruri și din nefericire se poate observa că în România apa nu este dedurizată și urmele de calcar le reîntâlnim. Compartimentul motor îl știm și de la celelalte exemplare, dar cam așa arată la o mașină cu nici 16.000 de kilometri. Acest motor este atât economic, cât și aducător de satisfacții, să spunem așa, mai ales pentru condusul în oraș și pentru o navetă periurbană. Cum am arătat și în alte dăți, producătorul Toyota și producătorul Lexus arată amplasamentul bateriilor, ca în cazul în care este necesară deconectarea lor, să știi unde să le găsești. Se poate observa culoarea lichidului de frână. Să nu uităm că trebuie înlocuit la fiecare 2 ani, dar mulți dintre noi uităm. Și lichidul de răcire pentru invertor și pentru motor. Și acesta are termen de înlocuire. Sincer să fiu, la Lexus nu știu, dar la Prius este de 10 ani sau 240.000 de kilometri și ulterior la fiecare 90.000. Bun. Să trecem și la spațiul interior. Bineînțeles, nici Lexus nu putea să nu intre în trend cu menționarea numelui în far. Enervant acest zgomot. La interior știm cum arată. Hai să trecem la locurile spate. Și vom vedea dacă avem sau nu avem loc. Cu ceva efort avem. Și nu neapărat doar la cap, cât și la genunchi. Într-adevăr, stau puțin mai nefiresc, să mă exprim așa, dar în mod sigur scaunul se poate regla și atunci nu o să fie niciun fel de problemă. Întotdeauna vă arăt fermoarul pentru husele scaunelor de proveniență japoneză. Le știm și la Toyota, le știm și la Mazda și le vedem și la Lexus. Și plafonul este îmbrăcat într-o culoare caldă, astfel încât interiorul, chiar dacă bordul este predomină în culoarea negru și fețele de uși la fel, deschide ambientul și îți creează o atmosferă caldă la bord. Iar un aspect pentru care Lexus este
criticat, cel puțin acest model, este portbagajul. Într-adevăr, nu e cel mai mare, nu este nici cel mai mic. Să ne aducem aminte totuși de Toyota Auris Hybrid prima generație, unde s-a făcut un sacrificiu cu privire la spațiul interior pentru a se putea adapta bateriile, dar mai este și un spațiu de depozitare suficient de adânc, jumătate din mâna unui adult, și este suficient pentru cumpărăturile zi cu zi. Pentru un concediu, voi ce ați alege? O cutie pentru transportul bagajelor suplimentare sau o mașină mai mare, la care să ai impediment zi de zi, lungimea pentru găsirea unui loc de parcare, sau pur și simplu disconfortul montării și demontării unei cutii de transport de două ori pe an când îți faci un concediu? Lăsați în comentarii acest lucru. Și acesta este anunțul. L-am prezentat puțin așa pe fast forward. Și cel mai important e să știm cine vinde mașina, să știm să-l evităm data viitoare. Respectiv, dealerul Toyota Lexus 3H automobile GmbH cu sediul în Bonn, strada Bornheimer, strase 165. Deci cam asta ar fi de spus. Cu privire la dotările interioare, mașina este în nivelul de echipare. Imediat întoarcem. Executive Line. Și dacă vă aduceți aminte, este același nivel de echipare cu Lexusul de culoare albă. Și o să apară linkul. Spre deosebire de cel khaki, care era Edition. Iar singura descoperire, singura dotare în plus, diferență între cele două nivele de echipare, Executive Line și Edition, este referitoare la senzorii de parcare aflați pe puntea față și pe puntea spate. Întrucât cel Edition are doar cameră, iar Executive Line are și senzori față-spate. Bun, cam acestea sunt dotările. Bun. Cam asta a fost, scurtă, succintă, prezentarea și sper să ne vedem săptămâna viitoare. La revedere!